Dragele mele, ați văzut că am făcut două filmulețe video și între timp cât am avut un pic de timp, m-am uitat și prin mesaje. Ei, am găsit un mesaj de la o doamnă, doamna Violeta, în care spunea cam așa. Deci, doamnă, nu că vă acuz, dar de ce ați luat un bărbat italian, bătrân? Pentru ce? Pentru averi? Ei, dragele mele, ca să-i răspundă doamna Violeta, să-i scriu în mesaje, nu ar fi înțeles, pentru că sunt multe, multe de explicat. Multe de explicat și nu am cum. N-am cum ca să mă fac înțeleasă. Ei, și de aceea am făcut acest filmuleț video. Ei, doamna Violeta, în primul rând, deci nu am făcut, nici nu am luat acest bărbat italian pentru bănuți, pentru avere, sub nicio formă. În momentul în care eu m-am căsătorit cu acest bărbat, deci când ne-am căsătorit, dânsul a făcut-o la tribunal, eu nu știam de acest lucru, decât în ziua când am primit acea hârtiuță acasă să ne prezentăm la tribunal, ca să-și dividă casa cu soția sa, deci să-și facă partajul. Așa, partajul cu soția. Eu am rămas foarte uimită de acest lucru, pentru că nu eram de acord ca să facă partaj. Ce partaj? Avea doi copii, el era despărțit de foarte mulți ani, 20 ceva de ani, deci din tinerețe s-au despărțit și, într-adevăr, lucra în aeronautică, deci au avut o pensie frumușică, deci au avut bani și a făcut clădiri frumoase, a făcut la băiat pizzerie, deci avea o casă foarte mare. Ei, deși avea aceste bunuri, eu personal i-am zis că nu sunt de acord să iau de la gura copiilor să iau nimic. Sunt acele lucruri bunuri care, chiar dacă dânsa nu a lucrat, a fost mama copiilor și a crescut copiii, au multe amintiri legate de acele case. Ce rost avea eu să intru în lucrurile lor, să mă folosesc de lucrurile lor, care de fapt nu mi-aparțineau mie. Era munca tatălor lor de viață și eu așa cred după mintea mea că revenea copiilor. Deci eu chiar nu aveam de ce să mă bag în lucrurile lor. De ce să atrag dușmănie după mine? De ce să cadă un blestem pe mine? De ce? Nu. Și am zis în felul următor. Tot ce este a copiilor, lași la copii și la soție și noi o să ne facem cu pensia ta și cu munca mea. Tocmai de aceea eu am muncit. Am muncit în continuu. Nu m-am lăsat o zi de muncă. Eu munceam într-un restaurant și munceam și făceam și ore cu curățenia și într-un restaurant veneam la 1 noapte acasă și eram plină de rând, de la căldură, de la muncă, de la... Puh, Dumnezeu știe. Deci munceam tot timpul zi și până noaptea târziu ca să fac un bănuț, să fiu autonomă, să am bănuțul meu. Deci nu a fost pentru profit. Sub nicio formă acest lucru. Ei, și ceea ce am și făcut, de fapt, din munca mea, din pensia fetei mele și din pensia lui, ne-am făcut în decursul anilor căsuța noastră, dar este muncită de noi. Deci, cu bănuți, un pic de bănuți care a fost de la accident, după accident care i-a dat statul, a împărțit și la copii, a luat și terenul pentru casa noastră și cu muncind ne-am făcut acest lucru, această casă. Deci se poate. Se poate cu muncă cinstită, fără să scadă ceva din cer. Pentru că dacă scade ceva din cer, la un moment dat se duce totul de râpă. Totul. Sau te trezești cu boli grave, sau un accident, sau ceva se întâmplă în viață. Pentru că nu se poate să nu se întâmple. Nu se poate. Totul ce este luat cu hapca, cum se zice, de haram, mai luat de haram, se duce. Într-o zi se risipește totul. Deci trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Și eu n-am fost de acord niciodată cu acest lucru. Ei, și deci am muncit. Tânăr. Deci am... și vă spun, făcând așa, deci am procedat foarte bine, pentru că el era despărțit de foarte mulți ani de soția lui și între timp el a mai trăit 15 ani cu un concubinaș cu o doamnă italiană, care de fapt i-a stricat casa. Ei, și soția lui, eu când m-am luat cu el, soția lui era foarte bucuroasă și copiii lui, că eu
M-am luat cu el pentru că femeia aia italiană, când îl dădea afară, când îl aducea înapoi și tot așa, știți, bătea joc de viața și a lui și de a familie și a bătut joc la o, adică că l-a luat din sână o familie. Și era bucuroși că e cu mine, că a scăpat de acea femeie. Și când ne-am dus la spital, când a avut accidentul, soția, eram cu soția lui. Deci copiii mă duceau cu mașina, copiii lui mă duceau cu mașina, mă duceau înapoi acasă seara. Ieșeam, vorbeam pe balcon, stăteam la capul patului amândouă, deci ca două bune prietene. Și raportul nostru a rămas frumos și până în zilele de astăzi. Deci în fiecare an când ne ducem în Italia, ne ducem, când ne întâlnim cu copiii, când vine la fetița mea sau vine la fetița mea și ieșim în oraș cu toții la o pizza sau ne ducem la ei. Deci relația a rămas frumoasă și ceea ce este normal, firesc să fie așa. Deci așa ar trebui să procedeze toată lumea. Să nu fie ură, dușmănie, ai să luăm pe ăla să ne norocim. Nu, nu e așa pentru că nu te alegi cu nimic până la urmă. Te alegi cu absolut nimic. Bun. Deci asta este cu averea. Deci cred că am clarificat treaba cu averea. Și ne-am făcut noi. Am muncit și muncit și în ziua de azi, nu vedeți și zi și noapte, pentru că dacă era să fiu după avere, nu munceam o zi, cum fac alte persoane. Nu munceam, mă duceam în croazieră, că el își dorea să colindăm, că de obicei italienii le place să colinde lumea, știți? Să ducă prin croaziere, prin peste tot, să se plimbe. Ei, în fiecare an ei ieșeau liber, concediu și se duc și se distrează. Și mie mi s-a propus de multe ori. N-am vrut să mă duc, nu m-am dus. De când am vrut să ducă în Italia, s-au mers cu mine sau s-a dus singur. Și am preferat să muncesc. Să muncesc, să câștig un bănuț, să fiu autonom, să am bănuțul meu. Că e mai corect așa, e mai cinstit așa. Bun, deci am rezolvat-o cu averea. Deci, altceva. Tânăr. Deci a zis că un italian bătrân. De ce am luat, de ce n-am luat unul tânăr? De ce n-am luat unul tânăr? Oare de ce, dragile mele? Păi, la a doua căsătorie, te mai aștepți să iei un bărbat tânăr? Sau cum? Nu știu. Odată ce ți-ai pierdut drumul, nu a mers bine cu... Este cam dificil la a doua căsnicie să-ți mai găsești o persoană potrivită. Este foarte dificil. Eu nici nu-mi doream să mă căsătoresc, dar dacă tot el m-a ajutat, mi-am revenit, m-a dus prin spitale, pe una, am văzut că are suflet bun, se duce la biserică, e credincios, e un om cu minte, la locul lui, liniștit. Ei, am zis, hai, zic să fie că zic, cred că el ar fi bărbatul ideal pentru mine. De ce? De ce nu am ales unul tânăr? Unul tânăr dacă alegeam, deci ce făceam? Rezolvam ceva ținând cont că am fata bolnavă cu handicap de gradul 1 și e mărișoară, are 35 de ani. Ei, ce puteam? Să aduc unul tânăr în casă să îi facă zile fripte la fetița mea? Sau să-mi scoată ochii? Sau să ducă să umble, să nu vină nopțile acasă, să mă certe? Eu de așa eram după o căsnicie cum eram, bai de capul meu. Și nu mai suportam să mai văd bărbat în fața mea. Vă dați seama ce era să fac? Să duc o viață. Eu aveam nevoie de liniște, eu aveam nevoie de în casă, pentru copiii mei, pentru ca să le fie bine și lor. Deci nu trebuia să fiu egoistă, să mă gândesc la mine. Hai, iau tânăr că poate găseam, nu? Că am mâini, am două picioare, toată lumea găsește la o, adică, nu? Și să mă distrez. Eu m-am gândit și la copiii mei. Copiii mei, ce fac? Să-mi bat joc de viața lor, deci muncesc, fac și lor ceva, clădesc și gata. De acum ce a fost, a fost. Am trecut într-a doua decadă a vieții, încerc să fiu în așa fel încât să am grijă de copii, de nepoți, că asta e cursul vieții. Și la asta m-am gândit, să știți, de-aia l-am și ales, zic că un om mai în vârstă este judecat, este echilibrat, e și iubită, e și respectată. Și dormi liniștită, când ai pus capul pe pernă, dormi liniștită. Nu stai cu stres, nu stai cu griji, nu stai cu... Pentru că mie nu mai îmi trebuiau aceste lucruri. Eu îmi doream o viață liniștită și să ajut copiii ăștia să pot să fiu alături de ei, să fiu și mamă și bunică pentru ei, devotată. Deci asta îmi trebuia mie. Pentru că în viață, dragele mele, dacă vrei să-ți ajuți copiii, nu poți să le ai pe toate. Nu există să le ai pe toate. N-ai cum să ai bărbatul frumos, deștept, cu bani și tânăr și cu toate. Nu ai cum. Asta înseamnă să fim egoiști, să ne gândim numai la noi. Hai, ne distrăm și o viață am și pe aia fac ce vreau cu ea. Mă distrez, mă simt bine și la revedere. Nu. Nu, trebuie să ne gândim și la cei la care le-am dat viață, la cei din jurul nostru, că au nevoie de protecție, au nevoie de ajutor, au nevoie de noi.
Nu să ne gândim neapărat la viața noastră. Cel puțin, iertați-mă dacă greșesc, asta este mentalitatea mea. Asta este gândirea mea. Ei, și am considerat că este persoana potrivită. Deci este milos, este bun, este sufletiș. Să nu credeți că nu mi-a plăcut de el, că l-am luat așa. Că dacă nu mi-ar fi plăcut, n-aș fi fost acea scânteie să-mi placă de el ca persoană. Eu atunci nu l-aș fi luat, dragile mele, pentru că nu durează lucrul ăsta. Nu poți să trăiești în casă cu o persoană pe care nu o iubești, la care nu ții. N-ai cum. Să. Nu trebuie să fie iubire de aia înfocată, pentru că nu mai era nici vârsta de iubire înfocată, dar măcar cât de cât să ai atracții pentru el. Și, într-adevăr, am observat că aveam atracții de el. Numai când se uita în ochii mei, vedeam privirea aia senină și bună și blândă. Ce să faci? Și dragostea vine în timp. Când vezi că omul este bun, este sufletist, este iubitor, te respectă, te iubește, dragostea vine în timp. Să știți. Că și chiar dacă e o dragoste de aia năbădăioasă, cu năbădăi, și iubește persoane frumos, deștept și vezi că îți face în fiecare zi, te bate, te ceartă, te morcotește, nu muncește, nu te ajută, într-o zi ți se apleacă de acea dragoste și nu mai, se transformă în ură. Și nu mai poți să-l mai suporți. Cât de drag ți-ar fi fost, cât de mult l-ai fi iubit, cât de mult, nu mai dispare. În timp când vezi că își bate joc de tine, dispare totul. Ei, și de asta, dragile mele, am vrut să fiu explicită că nu a fost nici pentru avere și dacă este mai în vârstă, este foarte bine. Pentru că m-am simțit ocrotită, protejată, iubită, ceea ce simt și în acest moment. Deci, vedeți că eu am putut să fac ceea ce mi-am dorit. Mi-am dorit să fac chetere, mi-am dorit aia, m-a lăsat, mi-a dat mână liberă. M-a lăsat să mă respir. Eu, omul ăsta, n-aș putea să-l bat joc de el niciodată. Niciodată nu mi-am bătut joc de el și nici nu o să-mi bat. Pentru că mă gândesc tot timpul că dacă eu aș face un pas greșit, Dumnezeu și-ar bate joc de sufletul meu. Pentru că eu n-am știut să apreciez. M-a scos din toate necazurile, din toate nevoile, deci trebuie să-i fiu, cum să spun eu, să-i fiu aproape toată viața, până mori. Și după. Pentru că merită. Deci un om care merită trebuie să aibă tot respectul cuvenit din partea noastră. Asta e. Și mi-a dat destulă libertate, am putut să mă duc unde vreau, să fac ce vreau, să cumpăr ce vreau să. Dar am gândit eu, ca om, că omul ăsta este demn de respect. Și mi-am menținut poziția tot timpul. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat această idee. Putea să fie 1.000 de bărbați frumoși, deștepți, tineri. Nu-mi zicea nimica, nu mă încânta cu nimic. Tot al meu, ăla micuț, grăsuț și cum e, era mult mai frumos și mult mai deștept și cu un caracter plăcut față de ceilalți. Nu puteam să văd pe altcineva în fața ochilor mai răsărit ca el, cum s-ar spune. Ei, și deci am lămurit și această problemă. Deci în viață trebuie să faci și sacrificii. Sacrificii în ce sens? Să te gândești când faci un pas în viață. Nu, domnule, nu mă gândesc numai la mine. Hai, cum aș putea să trăiesc eu bine? Cu o persoană, de exemplu, la mine a fost foarte bine așa, cu o persoană mai în vârstă, pentru că este mai judecată, mai echilibrată. Și, într-adevăr, așa e. Deci, persoana aceasta mi-a adus fericirea și liniștea sufletească. Și eu sunt foarte mulțumită sufletește. Foarte, foarte mulțumită sufletește. Chiar poate să zică cineva ce o zice. Poate să râdă. La început mai râdeau, mai pe seama mea, că e atâta diferență de ani, că e de o seamă cu fixa, că nu știu ce. Nu mă interesează ce zice lumea. Important e să stau eu bine cu el. Să fim noi fericiți. Asta este important. Eu sunt mulțumită așa cum sunt. Și sunt chiar foarte mulțumită sufletește. Nu mi-am dorit să mă duc să mă plimb, nu mi-am dorit că dacă aș fi vrut, oricând m-ar fi dus. Nu. Am zis, hai să muncim cinstit aici în jurul, în curtea noastră, să facem și pentru copii, și pentru cei din jur, și pentru toți. Mi-a plăcut așa. Și așa o să mor. Asta e. Bine, dragile mele, acum vă pup, vă las și vă doresc o zi frumoasă. Sănătate multă, ne mai auzim!